Primarul municipiului Zaleu a fost invitat de către redacția Sălăjanul TV la început de an. Primarul Ionel Ciunt a răspuns invitației redacției Sălăjanul TV de a ciocni o cupă de șampanie la început de an și de a discuta despre ce urmează în 2018 la nivelul administrației locale. Vorbesc acum în cazul meu, dacă mi am asumat o funcție de conducere și de demnitate publică, trebuie să am înțelepciunea și Capacitatea să suport și criticile care vin, și care unele sau cele mai multe sunt justificate. Este doar o modalitate de a ne îndrepta și de a face lucrurile să funcționeze mai bine. Care sunt prioritățile dumneavoastră pentru anul 2018? Acum, dacă vorbim de priorități, sunt câteva lucruri absolut urgente pentru municipiu. În primul rând, vreau să continui proiectele pe care le-am început în anul care a trecut și care au deja finanțare. Mă refer în special la infrastructura rutieră și spații de joacă pentru copii, iar pe de cealaltă parte am în lucru foarte multe proiecte, tot pe infrastructură rutieră, mă refer la strada Cloșca, strada Gheorghe Doja, strada Coposu, strada Simeon Bărnuțiu, sunt în lucru proiecte care le putem finanța din bani europeni. Și pentru mine este o prioritate să aduc bani europeni în municipiu și bani guvernamentali. Bugetul la care lucrăm în această perioadă o să-l construim în așa fel încât toate proiectele pe care le-am început și sunt în derulare de anul trecut să poată continua. Așa cum am promis și cu alte, ocazie, cu alte ocazii, la secțiunea de dezvoltare o să rămână aceeași sumă ca și anul, anul trecut, la care se vor adăuga, desigur, banii europeni care o să vină în municipiu, pe izolare termică a blocurilor și chiar și pe infrastructură rutieră. Sigur, lucrurile de bun simț, care țin de curățenia orașului, de un transport în comun mai european, că tot mi-ați transmis să avem un an european, o să primim până la sfârșitul lunii 10 microbuze noi, care o să funcționeze și o să circule în oraș. Însă, la acest început de an 2018, mesajul pe care edilul Zalăului vrea să-l transmită este cel de îndemn la unitate, venit pe fondul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. Să fiți sănătoși, să fiți cel puțin așa de energici ca și în anul 2017 și dacă reușiți în 2018 să marșați mai mulți și, și eu și toți cei care avem responsabilități la nivelul județului și a orașului pe ideea de unitate, că nu chiar toate lucrurile sunt rele în țara asta, sunt și lucruri bune și împreună chiar putem face lucruri foarte bune.